Neața, dragilor, și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Nu este chiar dimineață când filmez, e vreo 10 deja. Doar că am avut treabă de dimineață și n-am mai filmat. Am fost, pe lângă alte chestii pe care le aveam de rezolvat prin oraș, am fost și mi-am făcut vaccinul. Cu Pfizer m-am vaccinat. A fost foarte rapid, foarte bună organizare. Am fost la Ștefan cel Mare în Suceava. Am ales vaccinul Pfizer pentru că, nu știu, mi se pare cel mai bun și îți oferă o rată mai mare, de o probabilitate mai mare să nu iei virusul. Și o să urmeze doza a doua, să o fac pe 2 decembrie, m-au programat, la ora 2. Chiar mă uitam, apropo, de 2 decembrie la ora 2, pe formularul ăla pe care l-am completat, pentru că acolo când mergi îți dau un formular, îl completezi, îl dai mai departe, ești întrebat de un medic avizat diferite chestii de boli cronice, așa, și apoi te vaccinează o asistentă. Și apoi ești trimis într-o cameră de așteptare să stai, să te monitorizeze în caz că apar, nu știu, nici reacții adverse sau ceva neprevăzut. Și mă uitam că completam acolo pe foaie data în care mă vaccinez și era 11-11-2021. 1-1-1-1-1-1! Și oh my god, și 2? Și 2? Decembrie 2022. În fine. M-am vaccinat pentru că am nevoie. Nu eram prea de acord, dar sunt cumva constrânsă de mediul social în care mă învârt. De lucru, de job, de multe chestii. Și a trebuit să fac și pasul ăsta. Adică, oricum, ori dacă îl făceam acum, ori în ianuarie trebuia neapărat să-l fac. Așa că am zis, hai să-l fac acum și să scap de o grijă, mai ales că vine iarna, să fiu cât de cât protejată. Și am venit acasă, am mai fost la Sfântul Ioan la mănăstire, am vrut niște acatiste să-mi cumpăr, dar n-am găsit ce voiam. Și am ajuns acasă și sunt cam moleșit, așa, n-am niciun simptom. Adică nicio reacție adversă, mă rog, e prima doză. Am înțeles că la a doua apar reacții gen febră. Mie mi-a zis, pentru că am probleme cu inima, mi-a zis să iau neapărat un paracetamol seara, fie că fac febră sau nu. Nu știu exact de ce, dar o să iau, cred. Am să văd, de fapt, cum mă simt. Dacă sunt bine și nu fac febră, nu o să iau. Foarte bun. Mănânc de ăștia stars. Săraca pungă. Mi-am luat de la librărie un box de hârtie și două marcăre, pentru că vreau să fac Draw My Life. Doar că e foarte multă muncă la videoul respectiv. Trebuie scrisă povestea, înregistrată, împărțită pe foile pe care le vei desena, e foarte complicat. Apoi să desenezi cât de cât în mare pe un alt caiet, ca să, atunci când filmezi, să îți vină rapid ideile de ce să desenezi. Și apoi trebuie și foi, și marcăre. O să văd dacă o să-mi iasă, dar sunt încântată de idee. Afară e foarte fain, dar eu sunt așa plictisită, descurajată, nu știu de ce. Mi se tot blochează privirea așa într-un loc fix și nu sunt atentă la locul respectiv, ci mă gândesc la cu totul altceva, dar ideea e că nici nu mă gândesc, pur și simplu sunt așa, parcă scăzută din pod. Am făcut puțin curat și nu știu de ce, dar nu prea am chef să filmez. E greu până pun camera, până...
Acum filmez cu telefonul și dacă iese ok, o să mai fac. O să mai filmez cu telefonul pentru că mi-e mult mai ușor. Cred că o să-mi prăjesc niște cartofi. Pentru că n-am chef de nimic. Baia e un dezastru. Trebuie să mă apuc să fac curat în baie. Dar am încercat să fac cu chestiile astea sport. Nu, cu asta nu. Pe asta o folosesc doar așa. Gen să-mi facă masaj la tălpi. Cu asta fac. Cu asta și pe saltea. Doar că nu vreau să mă forțez foarte tare astăzi pentru că mi-a zis de acolo, de la centrul de vaccinare, să nu fac efort prea mare astăzi. Nu știu. Oare fi vremea de vină? Pentru că n-am chef de nimic. De nimic. Mai primesc mesaje cum că chiar și astăzi am primit un mesaj de genul și el cu tot felul de sfaturi referitoare la modul în care să postez pe YouTube, ce să postez, când să postez, cum să postez. Oamenii n-au înțeles ideea de hobby, adică mai calmați-vă, adică voi tot ce faceți trebuie să aveți un câștig. Nu știu, eu sunt genul care nu prea sunt interesat așa de bani, de dacă trăiesc decent. Nu-mi trebuie mai mult, adică nu sunt genul de a acapara într-una. Și da, nu o să țin cont de sfaturi, ca să știți. Și nu pentru că aș fi vreo îngânfată sau vreo ipocrită, ci pentru că eu fac cum simt, ce simt. Asta este. Într-adevăr, nu m-am promovat bine, nu. Cum să spun, n-am alocat timp pentru a descoperi noi canale și a ne împrieteni și a face colaborări. Nu am făcut lucrurile astea pentru că nu am vrut și nu am putut. N-am avut timp să mă ocup de treaba asta. Dar cumva să zicem că dacă aș fi făcut și treaba asta, aș fi postat la jumătate videouri. Dar eu nu vreau asta, eu vreau să postez cât mai des. Pentru mine asta e ideea, adică să-mi fac jurnalul, nu să adun oameni, să fiu populară, cunoscută, asta nu mă interesează. Ideea este să ajut pe cineva, iar dacă nu ajut, vlogurile vor rămâne o arhivă bună pentru mine. Aici e Baxu. Și aș vrea să mă apuc să filmez Draw My Life, doar că nu am chestia aia de la cameră. Clăpița aia pe care o pui pe trepied și nu pot să folosesc. Mă gândeam să fac cu telefonul, dar aș vrea totuși să iasă bine, pentru că telefonul meu nu filmează atât de bine. Și diseară, cred că de asta n-am eu chef de curățenie și de treabă. Uite că nici nu mă văd bine. E prea mult soare. Pentru că diseară merg acasă, merg la țară și cred că de asta n-am eu chef să filmez sau să fac ceva. O să-mi iau luminile astea la țară și trepiedele cu lumini. Aici am agenda mea de jurnalist. Ca și jurnalist sunt foarte importante contactele și toate personalitățile. Bine, nu o să vă arăt mai mult. Dar sunt personalități, nu știu, ca Florin Piersic, Florin Călinescu, Dorel Vișan, Monica Davidescu. Da. Și pe județe, tot felul de contacte de la ISU, de la IPJ, de la primării. Am obosit. Hai să mai stăm, mă leac. Da, cred că merg totuși să-mi prăjesc niște cartofi.
Hai că m-ați prins într-o toană așa mai proastă și o să mai abordez un subiect. Un subiect care mi-a ajuns foarte des la urechi de când am început să fac YouTube, și anume faptul că cum de mă pretez eu, jurnalist, să fac YouTube. În primul rând, de unde vine chestia asta? Ce e jurnalistul? Ce e? E pus pe un piedestal? Nu e și el om normal? Care e ideea? Plus că spațiul acesta pe YouTube e personal, este al meu. Într-adevăr, îl fac public, dar e despre mine personal, despre persoana mea, ce fac eu zi de zi. Și nici de cum viața profesională. Deci, nu cred că ar trebui să deranjeze pe nimeni. Dacă îmi filmez, adică că ar fi o rușine că fac, că am ajuns să fac YouTube. Păi scuzați-mă, dragi jurnaliști. Țineți minte că la facultate tocmai asta aveam de făcut? Unul dintre proiecte presupunea să ai un canal de YouTube, să faci YouTube. Deci cumva lucrurile sunt legate, dar cei invidioși nu pot înțelege chestia asta. Și mai mult decât atât, dacă eu mi-aș filma copiii cum se joacă și soțul cum cântă la pian, ar fi rușinos că am ajuns să-i filmez? Nu, e viața mea personală, sunt copiii mei, aleg dacă să-i filmez sau nu, aleg ce să postez. Deci n-ar trebui să deranjeze pe nimeni treaba asta. Și nu e ceva rușinos să faci YouTube. Rușinos este să faci video chat, rușinos este să fii prostituată, rușinos este să cerșești în condițiile în care poți să te descurci. Astea sunt lucruri rușinoase. Rușinos este să furi, să omori un om, un animal. Asta da, e rușinos. Dar să faci YouTube, să și plus că nu filmez chestii indecente, adică filmez lucruri decente, ce e așa de rușinos? Și fac asta în timpul meu liber. Repet, timpul meu liber. Plus că oamenii care dar nu, aici nu mă refer la comentarii, pentru că n-am primit lucrurile astea în comentarii, pentru că acele persoane care gândesc așa nu ar avea curajul să-mi spună nici măcar în față. Da, păi, dar aminte prin comentarii să mai vadă și alții, pentru că le-ar sări în cap, pentru că știu că n-au dreptate. Nu cred că e nimic rușinos. Eu, de când am deschis canalul de YouTube, am avut până acum două campanii mai serioase din care am făcut ceva bănuți. Deci eu nu cred că e rușinos. Nu cred că ar trebui să-mi fie rușine cu asta. Rușinos este să nu faci nimic. Dar când vezi un om care muncește, pentru că da, ce să vezi, și a te filma și a posta și a edita este o muncă, este o muncă pe care eu o fac cu drag, dar este o muncă și e destul de solicitantă uneori și presupune constanță, presupune ambiție, determinare, mai multe chestii. Dar nu toți au capacitatea de a înțelege și mai mult decât atât. Cei care vorbesc aiurea, și mă refer la persoanele care se vor simți, pentru că știu că îmi urmăresc fiecare video și locuiesc în Cluj, să se uite în ograda lor, pentru că dacă ar fi trecut prin ce am trecut eu, probabil n-ar fi rezistat. Pe mine avea un hobby, a munci, a avea o ocupație, m-a ținut pe linia de plutire. Așadar, am eu motivele mele pentru care mă filmez și postez pe YouTube și nu trebuie să dau explicații nimănui, nu sunt datoare cu argumente sau explicații. Thank you.
Gata, am venit de la vizionat Grecia și am găsit ceva care să ne placă. O să schimbăm Grecia din bucătărie pentru că e prea închisă și o să punem alta. Am venit acasă, am mâncat ceva așa rapid, niște măr cu biscuite și acum vreau să mă apuc de treabă, de curățenie, că e haos. Și voi și filma un clip. Iar mai îndată, așa cam într-o oră, o să mergem la țară ca să și mâncăm pește, că a făcut mama pește. Astăzi este dezlegare la pește. Și da, cam asta. E deja, se cam întunecă, nu știu, a fost foarte înnorat. Se pregătea să plouă, n-a mai plouat. Și da, cam asta este situația. Am ajuns acasă și m-am jucat cu animăluțele mele și mă uitam cât de diferite sunt. Bela, vișonul, cățelul acela alb, e foarte sincer, are așa o față de inocentă și foarte zburdalnică, e încă tânără și îi place să zburde, e năzdrăvană, e ușor obraznică și are o personalitate puternică, adică dacă nu vrea un lucru, dacă vrei să o iei în brațe, nu știu, să te uiți la ureche sau la orice, să vezi ceva, dacă are ceva, nu te lasă. E foarte așa, știe ce vrea. Betty, cățelul meu portocaliu, e foarte cuminte, e foarte ascultător și are așa o încredere în mine. Când am ținut-o la vaccin, de exemplu, așa stătea și cu încrederea aia că îi vreau binele. Clara, pisica mea, e foarte independentă, dar e și foarte lipicioasă, așa, numai că trebuie să știi cumva cum să o iei. Și se oftică foarte, când se oftică face așa, cumva din nas. Și mă uitam cât de diferite sunt și ce minunat a creat Dumnezeu lumea asta și că nu găsești doi oameni la fel, nu găsești două animale la fel. E absolut superb. Cam atât pentru astăzi, dragilor. O să închei aici videoul. Eu vă mulțumesc tare, tare mult pentru vizionare. Nu uitați să vă abonați la canal, să dați un like acestui video dacă v-a plăcut. Iar până când ne vedem data viitoare, kisses! And one.